centura asta de aici. Înțelegi. Aici avem discuri fricțiune, pachetul 2 și aici e pachetul 1. Ok, asta trebuie desfăcut. Scos inelul de aici și desfăcut și asta. Bun, hai să-l desfacem pe ambreiajul ăsta. Nu, sar să mâine. Ce se rupte ceva? Nu, nu, nu. Scoatem o boss. Teflon. Plastic ceva. Asta e deja albastră aici. Vezi? Cutia de Audi. Ambreiaje. Povești. Trebuie să străci un semerin ca să ajungi la siguranța aia. Okay. Okay, good. Very good. Distanțiere. La stânga. Aici are unul mai gros, unul mai subțire. Și tu începi prajeala de aici. Ok, o să stai leacă jumătate aici, în jur sunt, dar... Cât de bune-s bune toate. Posibil să nu fi fost bine calculat ambreiajul ăsta înainte, deci ambreiajul ăsta are un spacer care se calculează cum este. Ambreiajul pare să fi fost să nu aibă foarte mult uzură, deci asta înseamnă că a fost înlocuit, dar nu a fost bine calculat asta. Ok, ăsta e semeringul, da? Ăsta, da? Și ambreiajele sunt aici, da? Le-am văzut.
din punctul meu de vedere, ambreiajele astea au fost, s-a calculat greșit spacerul, distanțierul. N-au știut ce să-i fac. Vedem mai departe. Documentația se găsește pe el sau online. Da? Este cu tot cu distanțier, cum se montează. Da? Fiecare element în parte. Nu e inginerie nucleară. Trebuie doar montajul se facă corect. Folosește un micrometru de adâncime, nu neapărat micrometrul Volkswagen. Se calculează spacerul. Toată documentația, uite aici. Da? Nu e nimic. Poaf, s-a fascinant.